Unul dintre cei mai activi și implicați europarlamentari români, socialdemocratul Victor Negrescu, a transmis un mesaj de susținere candidatului PSD pentru funcția de deputat în Parlamentul României, Alin Chirilă. Alin Chirilă, candidatul PSD pentru funcția de deputat în Parlamentul României, a contribuit esențial la dezvoltarea județului Mehedinți atunci când a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării în timpul guvernării PSD. De asemenea, acesta a avut rezultate excepționale și în momentul în care România a deținut președinția rotativă a Uniunii Europene. Victor Negrescu a apreciat implicarea și devotamentul pe care mehedințeanul nostru le-a avut luptând, atât pentru dezvoltarea României, dar și a județului, care l-a propulsat în guvernul României. Mă numesc Victor Negrescu, sunt membru în Parlamentul European, sunt europarlamentarul care a dus cei mai mulți bani europeni în României. Peste 60 de milioane de euro pentru proiecte concrete în domeniul educației, în domeniul sănătății, în domeniul culturii, pentru tineri, pentru dezvoltarea comunităților noastre. În sensul acesta, am încredere în echipa Partidului Social Democrat de aici, din județul Mehedinți. Oameni care au făcut foarte multe pentru dezvoltarea acestui frumos județ, oameni care vor să facă și mai multe la nivelul Parlamentului României. În sensul acesta, echipa PSD Mehedinți propune o serie de candidați care știu ce au de făcut pentru sprijinirea dezvoltării județului. Oameni cu experiență, oameni care au făcut lucruri pentru acest frumos județ, oameni care merg acolo pentru a mișca lucrurile în bine. În sensul acesta, pe 6 decembrie aveți ocazia să votați această echipă care poate schimba lucrurile pentru România, care poate gestiona adecvat această criză generată de COVID-19, dar care poate de asemenea propune soluții pentru relansarea economică a României și relansarea economică a județului Mehedinți. În această echipă se află și un om pe care îl cunosc foarte bine, domnul Alin Chirilă, cu care am lucrat în guvernul României. Am fost ministrul care s-a ocupat de pregătirea președinției României la Consiliul Uniunii Europene și am lucrat cu Alin foarte aproape în acest proces extrem de important pentru țară. Un demers care a ajutat țara noastră să-și crească profilul european, un demers care a ajutat România să aibă un cuvânt mai important de spus la nivelul Uniunii Europene. Alin s-a ocupat îndeaproape de acest subiect la nivelul Ministerului Dezvoltării, unde a căutat pe de-o parte să promoveze interesele comunităților locale din România și din județul Mehedinți la nivel european și mai mult decât atât, Alin s-a ocupat să aducă resurse europene pentru țară, pentru că într-adevăr avem nevoie de resurse europene pentru dezvoltarea României. Împreună cu Alin și împreună cu ceilalți candidați de pe lista PSD Mehedinți o să facem treabă la nivelul Parlamentului României, la nivelul Parlamentului European, în așa fel încât țara să se dezvolte și mai mult, în așa fel încât să avem România pe care o merităm, să aveți și dumneavoastră un Mehedinți dezvoltat, un Mehedinți pe care îl meritați.